Salutare, oameni buni, bine ați revenit la Carrea cu Hansa Rostock, meciuri azi în campionat. Sper să revenim, că deja trecut a fost crâncen, bă. Hai să începem. Psst, băiatul, vrei coinsuri la FIFA? Intră pe x3game.com și folosește codul Quick pentru 5% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu. Meci cu Mainz pentru început în deplasare cu alb-roșii ăștia. Mergem peste ei cu Ribeiro, Movilă, Cuenca, Kabak, Diaw, Busquets, Ferhanca, Marinescu, Han și Cardona. Da, cu Han din nou un atac, dinastia Han începe, cum a spus și voi în comentarii. Dinastia Han începe pentru că suntem la Hansa Rostock. Jucăm, bine, ar fi trebuit să jucăm pe Hansa Arena, dar Talpain în suge. Și bineînțeles, nu uitați de Hanca, care este discipolul lui Han. Dinastia Han începe, ce mai urmează rămâne de văzut. Venim după 3 înfrângeri la rând în campionat, însă înfrângeri cu echipe destul de puternice. Cu Leverkusen, cu Bayern și cu Frankfurt. Frankfurt, bine, nu știu ce mare echipă e, dar totuși am avut meciuri destul de decente, chiar dacă am pierdut. Ambele meciuri pierdute cu 2-1 în episodul trecut. Ok, până pas aici, hai din prima acolo, Cardona șutează Adler. Adler respinge, ăștia l-au pe aia mai de pula mea, bine. Portar bun, portar bun ăsta. Hai Oriol Busquets, bună pasă de la el, e dirijorul. Și pasă acolo frumoasă, Han cu finesul. Am încercat să surprind pe Adler, dar e cam greu să faci. Marinescu, pornim la atac, dar bine că avem și cu cine pasa și ajunge mingea la ăștia fix în atac, bă. Pe bune! Oriol Busquets recuperează încă o dată, bine. Cardona către Han. Han, regele, Han! O, ce pasă bună! Dar Cardona rezistă și dă gol, mă, înscrie-l! Conducem 1-0! Se duce în bot Cardona, e lălâu, îl știm cu toții că e lălâu, dar până la urmă conducem 1-0, înscrie omul nostru de la Barcelona B. Unul dintre ei. Marc Cardona, super pasă a lui Han. A avut ceva probleme, însă până la urmă a avut forța necesară că să treacă de numărul 29 și să împingă mingea în poartă. 43 minute în care înscriem, bă. Și azi revenim, păi cum dracu. Cu greu, dar o facem. E pe Diaw asta, n-are voie Diaw să greșească și n-o face. Canibalul Diaw acolo la Ozan și acum Cuenca la Oriol Busquete. Busquetele către Marinescu, regele Han către Cardona. Cardona frumos la Hanca, n-are long shot, deci nu șutăm cu el. Pasăm aici la Han. Dezamăgitor șut, însă oameni buni, terminăm prima repriză, 1-0 pentru noi. Ăștia niciun șut spre poartă măcar. Frumos, hai că ne scurcăm bine, se duce Bănel Fer foarte bine acolo. Han încă o pasă bună, Han a dat un assist și iată ce pasă extraordinară de regele Han. Își ajută supușii, bă, căci dinastia trebuie să continue aici la Han Hansa Rostock. Teribil acolo băiatul. O, Marinescu, ce tackling, bravo mă! Bravo, Marinescule, un rulet acolo, bun. Hai că trece și este liber acolo, Hanca. Hanca la balon, Hanca la balon. Întoarce Hanca, Hanca acolo, centrează, sper bine. Han! Fartează. Supusul lui Han. Hanca n-a reușit mare centrare. Totuși am avut ceva ocazie periculoasă. Hanca încă o dată pentru regele sau pentru Han, care înscrie cu capul. Cred că e al doilea gol cu capul. Cred că e al doilea gol per total la lui Han. Asta este semnul împărăției Han. Dinastia Han. Ăsta este. Bun, avem aici, trebuie să facă cineva un steag. Ne trebuie neapărat oameni care știți Photoshop. Desenați asta. Ăsta este semnul dinastiei Han. Trebuie să dominăm aici la Hansa Rostock. Începe o nouă eră. Hai bă să facem niște schimbări aici. Să vedem ce dracu putem scoate și ce putem băga. Busquets out, Conceição in, Ilie in și Cardona în partea asta. Îl păstrăm pe el și Danul lui se obosit. Nu facem asta. Îl băgăm pe Mansia. Hai să băgăm pe Mansia locului Bănel Fer. Mansia se duce, viteză de 90 și ceva. Nu-l ajunge nici dracu. Dar îl oprește Bel. Clopotarul dracu. Este clopotar la biserică în sat. Ok, Mansia cu capul. Ei dau. E mobil acolo, nu vă temeți. Mansia. N-a fost top, ba a fost. Că de ce să stai în poziție? Mai face și... De la handicapul tău face așa, de aia. Că altfel n-ai avea de ce, că erai acolo în offside. Nu, sigur, da son. Ribeiro, da, dă pe lângă. Am ieșit bine acolo, l-am speriat cât să greșească. Ia-o, Ancur, te rog. Intră hack! Ăștia bagă hack-uri! Bă, nu-i bine! Nu-i bine, este Zandar, bagă hack! Ăștia joacă cu hack-uri! Se duce ăla acolo, Pedro Leon, scoate Ilie, nu-i lăsa să șuteze ca un hack.
Bine, Diaw! Diaw le mănâncă ficatul. Bineînțeles, marele canibal. Diaw, canibalul african. Foarte bine acolo, Han, către Marinescu. Han încă o dată cu pasă glorioasă. Marinescu, dar nu ajungem acolo, nu-i nici fault. Dar totuși ajunge Consei sau prinde Adler. Bă, atât de aproape. Și se termină meciul, oameni buni, în aceste momente. Reușim să câștigăm cu 2-0. Revenim astăzi. Dinastia Han începe cu adevărat. Regele a fost măreț astăzi. Are 9.3, însă Hanca este un meciului cu 9.4. Ce? S-a rupt cineva la antrenamente? Cine dracu? 2 luni? Busquets, hai mă, serios, Oriol Busquets se rupe la antrenamente 2 luni. Futu-s morți, hai mă, pe bune. Ofertă pentru Ovusul retrasă. Hai, cui mai pasă. Și vine aici ceva asta. Asta. Cred că va trebui să luăm numai să facă 16 ani. Că o să avem nevoie de el. Sper să facă luna asta. Pentru că s-a rupt Busquets și va lipsi mult. Mult, mult. 2 luni. Hai de pula mea. Poate unul dintre top 3 cei mai buni jucători, clar. Oh, și Han este ales jucătorul lunii, bă. De ce? Că am jucat atât de prost. Jucăm acasă acest meci, oameni buni. Schimbăm puțin echipa. Intră Delgado, intră Tarin, intră Consei sau Mansia, Janssen și Jay Lewis în atac. Jumătate din echipă este altfel față de meciul trecut. Jucăm pe ploaie acest meci. La noi acasă. Hai să distrugem, să jucăm în picioare. Bă, ăștia sunt mai buni decât noi, conform clasamentului. Locul 6 pentru ei, noi pe 10. Ținut bine acolo, foarte bine Mansia. Mansia care a jucat decent în meciul trecut când l-am băgat. În locul lui Bonelfer. Și acum regele Han. Regele Han. Să driblăm. Nu, pasăm acolo că este liber Mansia. Ratezi, trimiți în Bauman. Constructor te faci în pizda, mă, dacă îți place așa mult Bauman. Cum să șuteze mânii acolo? Bă, băiatule, Tarin recuperează bine până la urmă. Tarin, care a avut niște meciuri dezastroase în mare parte. Lewis către Janssen. Dă-i cu dreptul, mă, câine prost. Putea să dea bine cu dreptul acolo, un exterior ceva. Bauman scoate, îl facem portar mare pe Bauman ăsta. Nu e bine ce am zis. Ok, Diaw redevine canibal. Diaw mușcă din ei, bă. Da, uite, ai dracu că ajung acolo în fața porții. Ripe Iro scoate și este bară. Au reușit să șuteze cumva. Ianto peste poartă. Scăpăm cu fața curată, bă. Tosun. Mendy, bine acolo. Hanca cere cu... Bine, serios. Să mor tu că a fost ăla faul. Du-te, dracu de arbitru. Senzațional. La Tosun. Fii atent că scapă singur acolo și e gol. Du-te, dracu, pe un fault care n-a fost. Înscrie ăsta în minutul 46. Hai, mă, nu pot să cred. Bă, câtă nedreptate aici. Bă, am dominat meciul ăsta. Au avut și eu o bară, însă în rest am fost peste ei total. Și uite cum vine o pișare de-asta. Greșele acolo în apărare. Din nou scăpat din marcaj. Tosun. Asta e. Lewis, haide Hanca, se duce Han, pasa-i bună, n-a fost offside, Han acolo, nu poate să-l execute pe Bauman care a scos tot, bă, astăzi. Doamne, ce portar frustrant. Ok, asta e dată la nimereală, putem recupera aici, dacă am avea și cu cine la cap. Echipa, avem jucători mici, trebuie să cumpărăm jucători puternici în iarnă. Un fundaș central neapărat puternic în locul lui Tarin. Și fii atent că se duce ăsta tare acolo, șut, apără Ribeiro. Scoate Ribeiro, se încheia meciul la 2-0. Nu mai puteam să revin. Trebuie neapărat gol până în minutul 70, adică aici. Se duce Han, se duce Mansia foarte bine, n-are voie să rateze. Scoate ăla, pune piciorul, futu-s morții, măti! Du-te, dracu, cum a scos-o, bă, băiatule, bă! Incredibil, era gol acolo! Fantastic, n-arată reluarea, dar dăm noi reluare! Te dracu, nu pot să cred. Nu pot să cred că a scos. Uitați-vă numai cum a pus piciorul pe minge. Uitați-vă numai cum a scos. Du-te dracu că intra în poartă. Bă, trecuse de portar. Incredibil, Hanca bate. Hai cu capul. Tarin era liber, dar are la o forță în cap. Trebuie să-mi scrie neapărat până în minutul 80, altfel 0-0 șanse la victorie. Sau poate chiar la egal. Mamă, se duce ăsta, e liber aici. Absolut incredibil. Deci așa ghinion n-am mai avut de mult. Dă-o dracu de treabă. Mare gol ce înscrie Hoffenheim. Aproape să pierdem al patrulea meci. Al patrulea meci. Incredibil. Mansia foarte bine, bravo bă. Hai,
Dacă, dacă dăm gol aici, mai avem o șansă. Se duce acolo Hanca foarte bine. Însă Demir Bay. Of, doamne, Demir Bay. Ah, și scoat. Nu pot să cred că a ținut mingea fix pe tușă. Hai mă, dă-o în pula mea. Bă, zici că joc cu Barcelona, mă. Ah, puteam pleca la atac aici, dar nu mai conta oricum. 2-0 pentru Hoffenheim. Pierdem încă un meci după ce am jucat absolut incredibil în meciul de mai devreme cu Mainz. Am dominat, însă uite că fotbalul este o scârbă uneori. Baumann ăla a avut câte dracu save-uri, a avut 8 save-uri, Ribeiro 6, a avut și el câte ceva, dar ocaziile mele au fost mult mai clare. Dar ăștia până la urmă o echipă decentă, uite, erau pe Thorgan Hazard, Osun. A dat golul ăla, bă, al doilea gol a fost dat cu right back-ul, mă. Așa precizie în lob, serios. Și avem update din Anglia, ok. Callum Wright, pare interesant, însă nu știu ce să zic, dar luăm aici să vedem care-i treaba cu el. Mai avem unul interesant, J. Robinson, care poate să fie atacant, probabil însă este winger. Ia să vedem, Robinson este cam aici, are 55 overall, nu e foarte rău, potențial între 71 și 93, are 17 ani. Văd că are accelerație, agilitate, sprint, speed, vision, ceea ce e interesant. Frichic, accuracy, curve, short pass 60, pare un jucător foarte interesant. Hai să vedem pe J. Robinson de la Academie, 55 overall pentru el. Mă interesează aici, 3 stele, 3 stele, nu pare foarte rău, 5-9 înălțime, 17 ani, ar putea fi un jucător decent. Îl ținem aici, eventual o să-l împrumutăm cândva, când putem. Data viitoare din nou meciuri infernale cu Gladbach și cu Dortmund, cele două Borussii. O să fie infernal, dar n-avem ce face. Trebuie neapărat 4 puncte vreau de aici. Sincer, 4 puncte. Cred că e cea mai realistă carieră pe care am făcut-o vreodată, dar îmi place. Nu e tocmai rău să pierzi meciuri. Până la urmă aduce un plus de realism, că până la urmă suntem echipă nou promovată, nu distrugem toate echipele cum făceam în anii trecuți. Suntem pe locul 12 cu 6 puncte, însă tot mai avem șanse la locul 6. Locul 6, locul 5 vreau să prind sezonul ăsta. Trebuie să închege puțin echipa, să mă obișnuiesc și eu cu noi jucători și poate după o să fie totul bine. Dar e nasol că mi-au băgat meciuri grele de la început, meciuri foarte, Bayern, Leverkusen și Hoffenheim, la urmă echipă de locul de top 6. Aici avem 3 meciuri infernale, 4 meciuri infernale, după aia urmează niște meciuri mai legere cu Hamburg, cu Stuttgart, Bremen, e mai ok, după aia vine Leipzig, mă rog, rămâne de văzut ce va fi în acest tur de campionat. Eu sper să prindem până la sfârșitul turului un loc 7-8 pe acolo, ar fi ok. Oricum, cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut episodul, dacă da, nu uitați să pizdiți buton de like, eu am fost Quick, ciao les!